În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În viețile Sfinților Citire, viața Sfintei Mucenițe Evgenia, 24 decembrie, partea a doua. Iar poporul se mâhnea, căci zare covârșea în cuvinte pe episcop. Atunci episcopul, văzând aceasta, a cerut să fie cu puțină tăcere în popor și a zis: acum de sărbătoare se cuvine asculta învățăturile lui Pavel, care grăiește către ucenicul său Timotei să nu se lupte cineva în cuvinte, care nu sunt de nicio trebuință, ci mai mult servesc la risipirea celor care aud. Dar ca să nu se ocotească pe cineva că această mărturie apostolească o aduce la mijloc ca niște păzitori adevărați și ca niște fricoși, să se aprindă un foc în mijlocul cetății și să intrăm amândoi în bara focului. Și care din noi va arde, acela care nu va arde, acela este trimis de la Dumnezeu. Și a plăcut acest cuvânt poporului și îndată s-a pregătit un foc mare, iar episcopul chemă pe vrăjitorul în văpaie. Vrăjitorul însă a zis: intră tu mai întâi în văpaie, de vreme ce tu ai rânduit așa. Iar episcopul, însemnându-se pe sine cu semnul crucii și ridicându-și mâinile, a intrat în mijlocul focului și stătea în flacăra cea mare ca la o jumătate de ceas și nu a ars deloc, căci nici părul lui, nici de haine nu s-a atins focul. Și a poruncit ca și zare să vină în trânsul, dar acela, temându-se foarte, căuta să fugă. Dar poporul, apucându-l, l-a aruncat în foc și a început îndată ticolosul la arde și desăvârșit ar fi pierit dacă nu l-ar fi izbăvit pe el episcopul Elen, deși jumătate ars, însă jumătate viu. Și așa s-a izgonit cu o cară vrăjitorul Zarie, nihotarele acela, iar episcopul pe care îl vedeți în toate zilele, oriunde merge, îl urmează poporul cu cântări dumnezeiești. Atunci fericita Evgenia, zicând acestea, se bucura cu duhul, se minuna și ofta. Și a început a ruga cu sârguință pe bărbatul acela care vorbea cu dânsii, al cărui nume era Eftropie, zicând: rogu-te, Domnul meu, ca să vestești Sfântul Episcop despre noi, că-și voim a ne întoarce de la idoli către Hristos. Noi petrecem, frați, și ne-am sfătuit împreună să ne facem creștini și să petrecem în mănăstirea aceasta și niciodată să nu ne despărțim unul de altul. Și a răspuns către dânsii bărbatul acela: treceți acum până ce va intra în mănăstire și se va odihni puțin pe cale, iar când va fi vreme desnicioasă, eu îi voi vesti pentru voi după dorința voastră. Și apropiindu-se ei de mănăstire, a ieșit monahii într-o întâmpinare a episcopului, cântând: luat-am Dumnezeule mila ta în mijlocul poporului tău. Și intrând înăuntru poporul cu episcopul, a intrat și Evgenia cu famenii săi tineri, deopotrivă la haine și la tunderea părului, săvârșind episcopul de mezească slujbă în biserică și al nouălea ceas, întărindu-se cu puțină hrană, după cum era obiceiul pusnicilor, s-a odihnit de oboseală și a avut în vis o vedenie ca aceasta. În chip oarecare de asemănare femeiască era purtat ca unul din zeii elinești și se cinstea de unii bărbați cu jertfe și închinăciuni ca un Dumnezeu. Și episcopul privind cu mâhnire la aceasta, căci poporul se înșela cu închinăciune idolească, a zis către zeița care era între dânsii: așa se cuvine ție, care e zidirea lui Dumnezeu și slujitoare împreună cu noi, să te socotești de oameni că ești ca un Dumnezeu și să primești de la dânsii închinăciune? Iar aceea, auzind acestea, îndată a lăsat bărbații care se închinau și s-a dus după episcop zicând: nu te voi lăsa, nici nu mă voi depărta de la tine până nu mă vei duce și mă vei da pe mine făcătorului și ziditorului meu. Și deșteptându-se episcopul din somn, se gândea la acea vedenie și iată că intră la dânsul Eftropie, zicând: stăpâne, astăzi în urma ta au intrat aici trei tineri, frați, care au părăsit închinarea idolilor și doresc să se însoțească cu ceata celor ce slujesc lui Hristos în mănăstirea aceasta și m-a rugat cu lacrimi ca să vestesc sfinției tale despre dânsii.
Dar episcopul, înțelegând visul, s-a bucurat și a zis: Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că m-ai învoinicit a auzi o veste ca aceasta. Deci a poruncit să aducă înaintea sa pe cei trei tineri. Intrând ei singuri înaintea lui, arhiereul a făcut mai întâi rugăciune, apoi a început a vorbi cu evgenia părintește și cu iubire de fii, întrebându-le nume de neam și de patria lor, iar ea, rușindu-se la față ca o fecioară, răspundea cu smerenie zicând: Neamul nostru este Geroma, cetatea cea proslăvită și suntem frați după trup, numele cel din tâi este Otan, al doilea Iachint, iar eu mă numesc Evgenie. Iar fericitul episcop Eren, privind la dânsa cu dragoste, a zis: Cu dreptate te numești Evgenie, o Evgenia, pentru ca numele tău să se unească cu Duhul tău, când ai suflet de bărbăție și te arăți ca un bărbat în toate. Dar cu hotărârea pe care o ai în minte, ai să biruiești firea femeiască, căci te vei întări. În Hristos și te vei îmbărbăta, pentru care acum, fiind femeie, te vei face bărbat, schimbându-ți numele și chipul cel femeiesc pentru darul sau lui Dumnezeu. Îți vorbesc acestea nu mustrându-te și defăimându-te pentru firea pentru darul sau lui Dumnezeu, pentru firea ta femeiască, nici voind a te întoarce de la scopul tău. Și ca să știi câtă purtare de grijă are Dumnezeu de tine și cum mi-a descoperit toate cele de pentru tine, netăinuind nimic și arătându-mi cine ești și cum ai venit la mine și cine sunt cei care vor să vină cu tine. Desăgurește-te, Evgenio, a te arăta nu mai mică la bărbăția Duhului decât cu chipul, pentru că și aceasta mi-a arătat-o Domnul meu, că te-ai pregătit să înrăștire curată lui, păzindu-ți fecioria și lepădându-te de înșelăciunile vieții acestea. Apoi arhiereul, întorcându-se către Potan și Achint, a zis: Și voi, fiind robi cu trupuri, sunteți liberi cu Duhul, nevoindu-vă nimănui din cei pământești, nerobindu-vă nimănui din cei pământești, credincioșia sufletului pentru care eu, tăcând, Hristos Domnul vorbește către voi. De acum nu mă voi mai robi, nu vă voi mai numi rob, ci prieteni. Fericiți sunteți pentru o libertate ca aceasta, dar mai ales pentru prietenia și unirea cu Hristos, căci ați gândit cu un cuget a lua jugul lui asupra voastră. Și n-ați făcut o împiedicare fericită acestea în scopul ei, ci împreună cu dânsa ardeți cu Duhul al slujirii lui Dumnezeu. Și când ea va ieși din viața aceasta împreună cu dânsa și voi vă veți învrednici, a primit de la Domnul aceleași pununci și răsplătire de care se va învrednici și ea. Acesta a vorbit cu dâns și episcopul, nefiind nimeni acolo decât numai ei. Deci Evgeniei i-a poruncit să petreacă în chip bărbătesc, deoarece nu știa nimeni de taina aceea. Apoi nu s-a depărtat niciunul de episcop până ce nu i-a botezat și unit cu viața monahicească. Iar câte s-au întâmplat din vremea de când se pogoriseră din caretă, trăinindu-se de robi cu Potan și Achim, și cum se tânguiau părinții pentru dânsa, să luăm aminte în cele ce urmează. Deci careta și cu robii care mergeau înainte și nu știau nimic, se ducea goală și când s-au apropiat de porțile casei, au ieșit cei din casă înaintea Evgeniei cu lumini și alergând la caretă au găsit-o goală și nevăzând pe Evgenia, erau în mare nepricepere și s-au tulburat tatăl și mama ei, frații și toți cei din casă. Apoi s-a făcut țipă, strigare, tânguire, plângere nespusă și cercetare prin toată cetatea Alexandriei și se întreba ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat fetei eparhului și au fost trimise multe slugi în căutarea Evgeniei, străbătând nu numai cetatea, dar și toată țara Egiptului, nelăsând pe nimeni neîntrebat în drumuri și în sate, pe negustori, pe țărani și pe străini. Dar nicăieri nu puteau să ascundă ceva
despre acel măgăritar de mare preț pe care îl ascundeau cu data celui de sus și în visteria sa până la vreme de trebuință, iar părinții ei, ziua și noaptea, cu nemângâiate tânguieri, plângeau pentru dânsa. Apoi, chemând numele ei, își bătau fețele și își păsărau capetele cu cenușă. Apoi cădeau la pământ de atâta slăbiciune și durerea inimii și strigau: Evgeniu, Evgeniu, fica noastră, ceapa dulce, unde te-ai ascuns tu din ochilor noștri? În care loc te-ai tăinuit mângâierea noastră? Cum te-ai pierdut nădejdea noastră? Și se tânguiau părinții pentru fiică, iar frații plângeau pentru sora lor. Robii și rabele lăcrimau pentru săpâna lor și toți cetățenii suspinau, părându-le rău pentru dânsa și având durere în suflet, având durere la fel ca cu eparhul, domnul lor cel bun și săpânitor, pentru pierderea fiicei lui. După aceea, neputând Filip să o afle nicăieri, a început să-i întrebe pe slujitorii idolești, pe voiștori și pe fermecători, aducând mulțime de jertfe idolești, că doar va fi vesit vreun zeu despre fecioara cea pierdută. Și a făgăduit că dacă o vor afla, îi vor spune unde se află și îi vor spune unde se află, le va da darul, iar de nu vor spune adevărul, îi va omorî cu cumplită moarte. Dar n-a putut într-un nimic să se înștiințeze că și vorbitorii și fermecătorii, ca niște mincinoși, erau care nu știau nimic, văzând că se osenesc în zadar și primejdie de moarte, le se tea deasupra, au alcătuit un bas pentru potolirea mâniei parcului, spunând că li s-a descoperit că iubind Dumnezeu frumusețea Evgeniei, a răpit-o în cerul și a așezat-o în numărul zeilor. Crezând părintele cel mâhnit acel bas, a încetat puțin mâhnirea, iar plângerea a schimbat-o în bucurie. Și îndată poruncind să facă un idol de aur după asemănarea fiicei sale cea iubită, l-a pus în Alexandria la loc cinstit. Și ca pe o zeiță nouă cu păstumire și cu aducere de jertfă multă, cinstea pe fiica sa Evgenia împreună cu tot poporul și cu acest fel de bucurie își potolea mâhnirea. Însă maică-sa Claudia și cu frații săi, Avit și Serghie, necăzând bascul acela, neîncetat și nemângâiat se dângâiau pentru Evgenia. Iară fericita fecioară, cea acoperită cu haine și nume bărbătesc, pentru obiceiurile sale cele bărbătești, pentru mărimea sufletului, fiind socotită că este bărbat, viețuia în mănăstirea cea suspomenită, bine viețuind monahicește și slujind lui Dumnezeu. Și atât de mult a sporit în dumnezeiasca învățătură, încât în 2 ani toată Sfânta Scriptură a învățat-o pe de rost și atâta odihnă avea sufletul ei, încât altora li se părea că este unul din îngeri, căci cine putea pricepe firea aici femeiască, pe cine o acoperea puterea, pe care o acoperea puterea lui Hristos și fecioria cea fără de prihană, pe care și bărbaților celor desăvârșiți le era de mirare, sfârșit și lui Dumnezeu lauda.